Nervi, timp pierdut, dar și furie. Cel puțin asta au simțit în ultimele zile pasagerii care au zburat prin aeroportul internațional Chișinău. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe secvențe video în care oamenii se plâng că din cauza incompetenții responsabililor de la aerogară nu au reușit să zboare. Asta chiar dacă au ajuns la aeroport cu mai bine de 3 ore înainte de decolare. Avionul meu a zburat astăzi fără mine. Am avut cursa la 12:30, nu contează. M-am înregistrat cu 3 ore înainte. Apoi s-a format o coadă imensă, ireală, la control. Tuturor le era indiferent. Eu m-am apropiat la ghișeul de înregistrări la 12:32 de minute. Între timp, minunatele fete de la Fly One au reușit, mai bine zis, au avut timp să-mi scoată bagajul, dar nu știu de ce nu au găsit timp să mă înregistreze la cursă, care într-un final a întârziat cu 40 de minute. Nemulțumiți de situația de la aeroport sunt și cei care întâmpină sau îi petrec pe cei apropiați. Oamenii ne-au spus că așa haos a început de când aerogara a revenit în gestiunea statului. Bineînțeles că e groaznic, nu înțeleg, nu am auzit niciodată să fie așa ceva la aeroport. Întotdeauna aici era totul punctual și corect. Mereu urcai la timp în avion pentru decolare. La timp era și aterizarea. Dar așa cum este acum, prima dată aud și văd. Eu am văzut pe Facebook că sunt foarte mulți oameni, încât m-am speriat. Sunt unele schimbări pentru că aeroportul a fost preluat de stat. Când era privat, era mult mai bine. Angajații se străduiau să muncească pentru oameni, dar acum nu mai fac totul pentru oameni. Dacă check-in-ul este aici, coada ajunge până la capătul aeroportului. Sunt mulți copii mici, adulți, toată lumea stă la coadă. V-ați indignat cumva? Da, desigur. Am fost surprinși, nu am înțeles ce s-a întâmplat. De ce stăteau atât de mulți oameni? Eram confuzi. Acum e cu mult mai rău decât a fost înainte. O atârnare către personal, către către cetățenii care pleacă la odihnă, la, mă rog, la copii, aglomerație mare, nicio regulă, se primblă toți, și poliția de frontieră, și angajații, și care mai sunt, se primblă numai să treacă timpul și să primească salarii mari. Potrivit poliției de frontieră, motivul haosului ar fi numărul mare de curse în perioada estivală, dar și capacitatea limitată a infrastructurii aeroportuare. Situația a scăpat de sub controlul responsabililor de la aeroport, inclusiv de când accesul în terminalul aeroportuar a fost permis doar pasagerilor care prezintă biletul și documentul de călătorie, precum și membrilor de echipaje ale aeronavelor. Atunci mai mulți oameni au criticat dur această decizie, din cauza că erau nevoiți să aștepte afară pe vânt, ploaie sau căldură și că nu au fost create condiții elementare de așteptare, nefiind disponibile nici măcar toalete în caz de necesitate.